frumoasa Adelina Pestrițu a realizat pe Instagram o serie lungă de sfaturi inspirate din Codul Bunelor Maniere. Multe dintre acestea au fost criticate de către români. Conform mesajul.ro, Codul Bunelor Maniere spune: ceea ce am plătit, dar nu am mâncat sau nu am băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cerem ospătarului să ne pună la pachet, nici măcar pentru câinele sau pisica de acasă. Este o economie inutilă și cu siguranță animalele de companie de acasă, la care ținem atât de mult, nu știu că am fost la restaurant fără ele, deci sigur nu se vor supăra pe noi. Codul ne recomandă să nu punem sosurile pe friptură, dar nici pe piure, orez sau alte garnituri, deoarece este inestetic, se pun în farfurie și se introduc bucățile de carne tăiate pe rând. Acest video face parte dintr-o serie de reels din care vom învăța împreună lucruri elementare despre cum să adoptăm un comportament potrivit în societate. Pe unele le cunoaștem deja, însă pe altele le vom descoperi tot împreună pe parcursul acestor episoade. Sper că este folositor și de implementat într-o societate cât mai civilizată, a explicat Pestrițu. Postarea făcută de influenceriță pe Instagram a stârnit un val de controverse în mediul online. Cristina Ih a comentat: cu tot respectul, dar nu cred că face cineva asta, iar alții au spus că este obișnuință să se ia la pachet. Hai că m-am trezit cu nervi la cafeluță, 5 milioane de tone de alimente ajung la gunoi în România, tot atâtea milioane de români abia au ce mânca, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România și totuși atâtea sfaturi greșite. Codul e cod, dar greu când ai 3 căței acasă și un copil de 3 ani după tine, care nu vrea să lase nimic în farfurie. Au, când era mică, mama mi-a ducea de la nuți în șervețel, cornulețe și nuci umplute. Ce spune codul? Că trebuie să lași mâncarea bună să o arunce oamenii fără minte sau cum? Mai bine o iau acasă. Mâncarea ajunge la gunoi, ceea ce nu e bine pentru planetă și nu numai, dar mă rog, codul bunelor maniere. Eu sunt împotriva risipei de orice fel, așa încât ignor tipul ăsta de sfaturi sau acțiune, așa cum ignor și persoanele care le prezintă. E sindromul ăla al românului sărac, care acum s-a ajuns și vrea să arate că nu mai e sărac. E o rușine pentru genul ăsta de oameni să plece cu o punguță după ei. Evident că sunt niște imbecili, relatează mesajul.ro.